Transmisibilitatea coronavirusului este extrem de mare, spun specialiștii. Fiecare dintre noi ne-am pus întrebarea unde ne putem infecta cel mai ușor cu COVID-19. Răspunsul este simplu, oriunde și oricând, mai ales în aglomerație. Studiile de caz de la începutul pandemiei de COVID-19 au arătat că principalele surse de infecții în comunitate țin de spațiile aglomerate, mai ales cele închise. Adevărul este că suntem expuși oricând, oricât ne-am proteja. Unde ne putem infecta cel mai ușor cu COVID? Nu cred că există un răspuns foarte clar la întrebarea asta, pentru că experiența spune că transmisibilitatea coronavirusului este extrem de mare. Asta este caracteristica lui și se ia foarte ușor. Știm foarte bine cazuri de oameni foarte bine protejați din toate punctele de vedere și care nu au fost protejați 100%, au luat sau au transmis coronavirus. De asemenea, știm de oameni care s-au protejat mai puțin și care, să zic așa, au scăpat, dar ăștia sunt cazuri mai rare și nu sunt specifice. Din punctul ăsta de vedere, nu poate fi un răspuns tranșant. Cert este că în aglomerații este cel mai ușor de transmis coronavirus. Dar a fi expus la virus nu înseamnă că automat vei fi infectat. Infectarea depinde de durata, dar și de cantitatea de particule virale la care ai fost expus. Spațiile largi, deschise și bine ventilate pun cele mai puține probleme. Sunt mai sigure pentru că ventilația sau pur și simplu circulația liberă a aerului poate dilua particulele virale rămase în suspensie. În plus, dacă te afli în permanentă mișcare în aer liber, timpul de expunere la orice particule virale din atmosferă se reduce.